Uitați-vă cât de frumos este arul metru 75. Bună dimineața, fraților, este ora 2, ne-am trezit și este prima noapte în care am dormit la căsuță. După cum puteți vedea, avem aici patul făcut, am dormit aici alături de Ioana, pentru că aseară am făcut o mini petrecere la noi acasă, pentru că a fost majoratul meu, cum știți, și a trebuit să facem una și cu prietenii noștri dragi, evident, o întrunire. A fost totul foarte low-key, stați liniștiți. Am dormit la căsuță și am realizat cum este să dormi la căsuță, diferențele dintre căsuță și apartament, cum ar fi că, bă, aici e mai frig. Nu știu de ce, să încerc să vă spun de ce e mai frig, dar e mai frig. M-am trezit azi dimineață și era foarte frig în casă. Centrala este dată la maxim, doar că centrala de aici merge până la 50 de grade și aia de la apartament până la 60 de grade. N-am înțeles exact care e duma. Și nu știu, parcă n-am reușit să fac să fie cald în casa asta niciodată. Alte chestii este că patul este absolut senzațional, salteaua este senzațională, patul este înalt și foarte mișto. Am mai descoperit că pe Ioana o deranjează foarte tare spotul acesta, care după cum știți este diferit și o să încercăm să le schimbăm între ele, să schimbăm pe ăsta cu ăla de acolo, pentru că na, ăla de acolo e mai departe și așa. Am făcut și noi prima dată duș în băița noastră. Momentan avem perdeaua, după cum puteți observa, nu avem geamul, am luat perdeaua de la apartament pentru că ne-am hotărât azi noapte că vrem să rămânem la căsuță și nu aveam altă variantă. Ca să nu facem plin de apă pe jos în baia, trebuie să luăm perdeluța. Și jos Neruțu a montat faianța, aproape termină. Ne-a ajuns palmierul, ne-a ajuns grădina artificială pentru deasupra patului. Deci avem foarte, foarte multe update-uri pentru voi. Și acum vreau să mă duc Ioana până la apartament, pentru că vreau să luăm televizorul și să-l montăm de perete. Mă rog, mai mult Ioana vrea să luăm televizorul și să-l montăm pe perete. Și am zis că, băi, Ioana, nu putem să punem stativul pe perete fără să avem televizorul, să vedem unde sunt prinderile, unde sunt toate astea, pentru că nu ar merge. Și încă un update pentru voi, fraților, filmez cu o altă cameră, filmez cu camera lui Rotaru, este o nouă cameră de la Sony, nu e reclamă sau ceva, care este specială pentru vlog, așa e marketată camera, are o stabilizare mai bună a imaginii, după cum vedeți, este foarte mică și foarte ușoară. E foarte ciudat de ușoară, eu sunt obișnuită să țin... Ce prea mare, eu sunt obișnuită să țin camera aia grea, să mă doare mâinile după ce o țin, și asta e așa ușoară și îmi tremură mâna pe ea, că nu simt că e acolo, e prea ciudat, e prea ușoară. Dar nu e mișto? Ba da, dar nu știu cum să o țin să nu se miște, că e foarte diferită față de a ta. Fraților, am venit și până la mini molulețul nostru din cartier, pentru că trebuie să duc ăsta înapoi. L-am luat pentru aseară, de să-l cer la prietenii noștri la canoleria, la restaurantul de paste, unde mănânc eu aproape zi de zi. Și am văzut că aveau terasa închisă și am rugat, bă, m-am promutat și mie asta, în seara asta, cam și o nevoie de el, și am zis că da. Și acum, a doua zi, cum am promis, pentru că suntem băieți de cuvânt, bine, la ora 2, că așa ne-am trezit, mergem să-l ducem înapoi. După aceea mai vreau să mai cumpăr un ștecher ca să punem și microundele în priză și după aceea mergem să luăm televizorul. Hai să lăsăm asta, că e greu și nu mai putem filma. Fraților, am reușit să punem televizorul cu ajutorul lui Sebi, care este în spatele camerei și ne filmează. La dimineața. Fără Sebi nu puteam și așa, greu am putut. Și am văzut că l-am pus aici în mașină și i-a apărut ăsta. Sper să nu fie o mare, mare problemă. Dar îl simt la dege, deci cred că e un jeg, că îl simt la unghie. Uitați-vă cum a încăput televizorul, mă mir că a încăput. E un televizor de 65 de inci totuși. Îți mulțumim, Sebi. Doamne ajută. Plăcere. Mulțumim de ajutor, fără tine nu puteam să punem televizorul. Doamne ajută și ne auzim. Ne auzim. Te pup. Mamă, fraților, și acum parcă e un mare gol efectiv în apartament. Uitați-vă, efectiv lipsește o bucată din apartamentul nostru. Ar trebui să luăm și PlayStation-ul totuși. Cred că o să luăm și pe asta tot acum. Neapărat. Ia uitați-vă cine a venit. De la voi de acasă vin, nu vin din altă parte. Am auzit că-ți vrei camera înapoi. Da. De ce? Păi o să vin gen că plec spre Buzău. Ia mă, cum e mașina asta ta? Ia, stai, ia, că noi n-am filmat. Să vedem cum e mașina. Păi stai să vin și eu. Vino încă. Avem așa, ceasuri digitale, avem mirositor de mașină, avem de-asta mișto. N-avem soft close, deja pierde din start. Da. CarPlay-ul ăsta așa? Să mă bată mama, ăla e ca a șasele Ioanei, CarPlay-ul de mare. Ești nebun? Ce mai avem aici? Așa. Ce faci când ai bani de doi piloți? Pilotez singur, nu? Și nu avionul meu, cam mai multe, da? Mai multe. Unde le ții? La cel mai mare Pecod în America, 95 de pompe lângă Las Vegas. Continuăm cu ăsta lui... Cu volanul. Cu volanul, mama, ăsta e cel mai basic volan, nu e nici ăsta plat jos, e ăsta așa, nu e la nimic. La Vogan. Păi tu spărnești mașina cu genunchiul, mă? Da. Îi dau așa, pac, start. Am înțeles. Și de ce ai afișaj eco și consum aici? Te interesează? De ce nu te interesează? Dar uite, nici măcar nu prea mai am motorină, adică mai am. Păi, dar de ce? Trapa asta îmi place. Se deschide toată?
Ia, vezi. Nu cred că se deschide toată, dar se deschide. Ia, se deschide. Atât? Ce faci, mă? Bă. Atât se deschide. Bă, e ceva. Foarte. E ceva, dar se vede frumos așa cu trapa deschisă așa. Da, e mișto, e. Da, mă, e o mașină mișto, nu putem să mințim. E o mașină de 120.000 de euro. E o mașină foarte șmecheră. GLE 350 diesel. Măcar dacă avea 350 de cai, da. Câți cai are, că eu nu știu. Nici nu știu. Fraților, scrieți în comentarii dacă știți câți cai are GLE 350 diesel modelul nou și ce părere aveți despre el în comentarii. Bă, mie îmi place mașina, sincer, motorizarea nu-mi place, dar mașina îmi place de mor. La motorizare parcă putea și rotarul să-și ia ceva mai benzină, mai fâșneț, mai așa. Un 53 AMG, un ceva, un 63 AMG. Da, aveam, mă? Și am vrut mașină cât mai repede. N-aveau. Ce să-ți fac? Mi-au găsit și pasta. Ce să-ți fac? Scrieți părerile voastre în comentarii și care mașină la rotar vă place mai mult, S-ul sau GLE-ul? Fraților, am ajuns și noi acasă după ce am cărat televizorul și am trecut înapoi la camera noastră veche de vlog pentru că rotarul și-a vrut camera înapoi, după cum ați văzut. Aici avem televizorul nostru care va fi pus pe perete, din păcate va trebui să găurim tapetul superb din casă și să punem această superbitate de televizor. L-am adus pentru că, din nou, cum am spus la începutul vlogului, nu poți să pui un televizor pe perete fără să ai televizorul, ca să știi exact unde pui prinderile, unde pui aia. În altă ordine de idei, fraților, ia uitați-vă ce a ajuns. Ne-a ajuns palmierul nostru artificial de la leafshop.ro. Vrem să ne mulțumim foarte, foarte mult pe această cale. Uitați-vă cât de frumos este, are 1,75 m, sunt un pic mai înalt decât el. Și mi se pare că îi dă un aer foarte plăcut al casei. El nu o să rămână în colțul ăsta, o să rămână în colțul acela de acolo, unde este canapeaua în momentul de față, dar o să întoarcem canapeaua, cum v-am spus. O să venim cu televizorul aici și o să venim cu palmierul acolo, toate astea astăzi. Trebuie să mai strângem, să luăm și scaunele, poate avem timp să trecem să-i lăsăm și scaunele lui Zbâr. Poate nu știu. Masa lui Zbâr trebuie să-i o ducem. Scaunele noastre ar trebui să le scot afară. Am dus și încălzitor, am făcut multă treabă astăzi și mai avem. Am cumpărat și ștecherul, am găsit ștecher aici în cartier să luăm, să punem și microundele în funcțiune, că n-am mai mănânci un popcorn, mai astea, mai ales că avem televizor. Poate de seară mă uit eu cu Ioana la un film la noua căsuță și mâncăm un popcorn, mâncăm o de-asta, că la celălalt apartament n-am avut microunde pentru că efectiv nu aveam loc unde să-l punem și ne dorim de 6 luni un microunde și în sfârșit avem, ni s-a împlinit visul, mi se pare senzațional. Și fraților, haideți să vă arăt și bucătăria în forma ei de 99%. Avem și gresia, fraților, urmează să vină și kitul negru imediat. Aici frumos între astea, mi se pare că arată foarte, foarte mișto. Este de-abia pusă, mi se pare că se potrivește cu blatul, un pic și cu dulapurile. Și suntem în 99% pentru că mai avem foarte, foarte puțin. Mai avem doar ușa asta, mai avem ușa asta și ce mai avem? Cam atât. Și mai avem de prins un prelungitor acolo. Niște rafturi de pus în... A, și niște rafturi, adică nu e, suntem în 99%, fraților. Uitați-vă cât de frumos vine și aici la chiuvetă. Arată totul foarte, foarte fresh. Am adus și cafetiera aseară de acasă pentru că Ioana vrea să bea cafea. Și am acționat planul. Vino Ioana aici, te rog. Cum am povestit aici cu căpăcelul acesta, pac cu firul care se duce jos. Și nu mai avem fire pentru că știți că eu urăsc firele. Ne punem pe treabă, fraților, și revenim cu update-uri. Fraților, și vă prezint și televizorul nostru din sufrageria de la apartament. Uitați-vă cât de bine arată cu tapetul de la tapetonline.ro și cu palmierul de la leafshop.ro. Am pus și un bec, nu m-am putut abține, colorat în spatele lui, evident. Și noaptea, fraților, acum este noapte, o să stingem luminile să vă arătăm cu spoturile astea. Bă, arată senzațional. Senzațional. Și am uitat să vă arăt că cei de la leafshop.ro ne-au mai trimis și foarte, foarte tare. Stați așa să vă arăt. Două grădini din aceste artificiale, că ca să le punem deasupra patului, mi se pare că ar arăta super mișto, un metru pe un metru. Și să punem două deasupra patului, cred că ar arăta foarte, foarte mișto. Îmi place foarte mult chestia asta cu plante. Gen, nu știu, cu plante prin casă, cu așa, mi se pare foarte mișto. Mai ales că sunt artificiale, nu necesită foarte multă îngrijire. Vă las link-ul celor de la leafshop.ro în descriere dacă vreți să vă luați și voi chestii de genul foarte mișto pentru căsuță. Acum așa, pe final de vlog, haideți să vă arăt cum arată căsuța noastră în format de chill. Fiți atenți. Trebuie să stingem și luminile la bucătărie. A zis și Ioana că regretă că n-am luat spoturi smart la bucătărie, ceea ce a fost chiar șmecher. Dar nu e problemă pentru că o să venim oricum cu niște bandă LED pe aici, pe sub alea, pe acolo. Adică o dregem noi cumva. Stați să ne știți că găsim locuri unde să punem lumini inteligente. Stingem lumina la bucătărie. Ioana, fă te rog luminile roz. Uitați-vă cât de frumos arată totul și canapeluța noastră și când te pui așa la televizor și te uiți la vlogurile lui Ioana Sfinxul, ia-te-mi un pic. Cam acesta este view-ul, fraților, cu spoturile colorate.
cu palmierul acolo. Cam așa este situația la noi acasă, noua noastră căsuță. Și acum, fraților, noi o să ne punem să ne întindem așa, să ne uităm la ceva la televizor. Aici vom încheia și noi acest vlog. Urmează să venim și cu kit negru pe faianța de acolo. Urmează să terminăm și mobila. Abia aștept și după aceea, la mijlocul ianuarie, am înțeles că facem terasa. Deci o să urmeze multe, multe vloguri cu căsuța în continuare. De stați liniștiți, acesta este pragul în care am ajuns. Vă mulțumim că v-ați uitat la toate vlogurile de până acum și că ați fost alături de noi în această aventură. Și da, fraților, eu am fost Gami alături de Ioana și de Zbâr, iar noi vom vedea data viitoare. Pa!